S-a cântat și s-a dansat pe cinste aseară la concertul trupei Damian Drăghici and Brothers din Capitală. Nu au lipsit nici invitații speciali și nici momentele haioase. Cum a fost atmosfera, vedem împreună chiar acum. Damian Drăghici and Brothers a susținut un super show la Teatrul Național din București în cadrul BohoFest. Cei prezenți la spectacol nu au putut sta liniștiți pe scaune, așa că s-au ridicat, au cântat și au dansat la unison cu artiștii. Invitații speciali nu au lipsit. Sunt foarte onorată, îmi doream de foarte mult timp acest lucru și mă bucur că am fost pe lista lor de invitați. Și iată, am emoții, sincer. Ei te-au contactat, să înțeleg? Da, nu m-am dus cu forța. Dar da, ne înțelegem bine de foarte mult timp și ne-am dorit această colaborare. Cine știe, poate pe viitor, poate facem și o melodie proprie. Și prietenii au fost aproape lui Damian Drăghici. Bună, Codin, spune-mi ce faci, ai venit să-i susții? Da, am venit să-i susțin, am venit să mă bucur eu de ei. Nu mare susținere au ăștia nevoie, Teatrul Național e plin de bea găsit bilet. Ce? Am venit eu să mă bucur de concert. Ești fan mare, să înțeleg. Sunt, chiar îmi place tot ce face Damian, chiar dacă mi-e prieten, n-are legătură cu treaba asta, ideea e că chiar îmi place ce face și tot timpul găsește niște colaborări spectaculoase și aduce muzica asta de lăutărească, o pune în tot felul de combinații spectaculoase. Am venit în formulă completă, așa, și cu fetița și cu soțul meu. Nouă ne place muzica lui Damian Drăghici și sunt sigură că în seara asta o să fie un show pe cinste. În culise, emoțiile au fost mari, dar nu s-a văzut pe scenă. Dar cum te simți de concert? Ia, o să am emoții. Și eu am emoții. Damian Drăghici. Și tu la fel cum ești, Feli. Foarte bine. Și eu, Feli, tot la fel sunt. Am emoții. Aveți emoții mari, să înțeleg, gata. Spune-mi câte surprize avem în seara asta. Multe de tot. În primul rând, Feli, cu care am lansat Antafire, și după aia avem așa, avem pe Florin Chilian, pe Sore, pe Irina Rimeș, o grămadă de oameni. Ați dormit azi noapte? Nu.